Mii de români au stat miercuri la coadă în mai multe orașe din țară, de teamă că benzina și motorina s-ar putea scumpi peste noapte și să ajungă chiar la 10-11 lei litrul. Din toată isteria de aseară am putea trage două concluzii, spun eu. Unul, guvernul nu este pregătit să reacționeze prompt atunci când apare o informație, un fake news în online, cum a fost aseară. Drept urmare, am văzut că reacția guvernului a venit puțin cam târziu, aș spune eu. Și doi, românii nu au încredere în cei care guvernează și se așteaptă la orice. Nu au încredere în stabilitatea zilei de mâine. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Aveți dreptate, sunt aceste două aspecte. În primul rând, faptul că s-a reacționat relativ târziu și încrederea pe care românii au, din păcate, în autorități a scăzut foarte mult. Cred că modul în care ar fi trebuit să fie gestionată pandemia în primii ani, în primul an și jumătate, primii doi ani, și nu a fost, a scăzut foarte, foarte mult încrederea românilor în autorități. Dacă mai țineți minte, acele măsuri care se luau peste noapte fără să fie explicate, și asta cred că a contribuit într-un mod masiv la modul în care românii privesc astăzi autoritățile. Dar cred că ne-a arătat și cât de vulnerabili suntem noi ca societate. Dacă o știre apărută pe un grup, înțeleg, de Facebook... De WhatsApp, înțeleg. WhatsApp, da. Facebook, da. Poate să conducă la o asemenea agitație, înseamnă că toate acțiunile care au avut loc în România, ca și în alte țări europene, în ultima perioadă de destabilizare a încrederii cetățeanului în autoritatea publică, dacă vreți, de manipulare a opiniei publice, înseamnă că funcționează și trebuie să fim mult, mult mai atenți, pentru că pe lângă situația tensionată de care ne temem cu toții, există și atacurile cibernetice. Există și această campanie de dezinformare și cred că astăzi nu ne mai permitem să fim timizi și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Da, există actori statali și non-statali din România și din afara Uniunii Europene care folosesc propaganda și știrile false ca un mod de a manipula populațiile europene în principal. Propaganda și știrile false au fost de foarte mult timp, adică le vedem de mulți ani, chiar înainte să înceapă pandemia. Vedeam cum funcționează propaganda în mediul online, însă nu s-au luat măsuri clare să nu ajungem aici, iată, ca o știre de genul să blocheze un oraș, că așa s-a întâmplat aseară. Dacă voiai să mergi, da, aveam de mers în mod normal 20 de minute cu mașina, am făcut 2 ore și jumătate, deci așa a fost este, infernal. Și înțeleg că au fost zone în care au fost și violențe între cei exact. Care așteptau la coadă. Și într-adevăr, nici noi, nici partenerii noștri din Uniunea Europeană până acum nu am reacționat cum se cuvine la astfel de lucruri. Răspunsurile, să zic, au fost sensibile și fragile, dar nu am tratat această problemă ca pe o problemă importantă. Iar ce s-a întâmplat ieri, pe lângă faptul că sunt convinsă că a existat și o formă de speculă, pe care sper că instituțiile statului să o demonstreze, pe mine mă îngrijorează faptul că românii totuși sunt atât de speriați și atât de anxioși, încât la orice știre de genul ăsta, ea poate să destabilizeze societatea. Iar asta ne arată cât suntem de fapt de vulnerabili în acest moment ca societate. Și cât de prompt poate ar trebui, cât de prompt ar trebui să fie guvernul, da, ministrul, în momentul în care apar astfel de dezinformări. De exemplu, eu știu că în America ai 60 de minute, dacă nu mă înșel, la dispoziție tu ca autoritate să dezminți o astfel de informație. Și era o informație să ieși cu o reacție publică, de da. Desmințit, adică exact. Nu era o informație care avea semne de întrebare. În acest moment nu există probleme cu importul de diesel și de benzină și de petrol în România. Există stocuri pe care statul român le are și pe care le poate pune la dispoziția furnizorilor și distribuitorilor, adică era o știre foarte, foarte ușor de dezmințit. Faptul că s-a reacționat cu întârziere și faptul că
s-au negat existența cozilor, cred că și asta a deranjat foarte mult populația și a sporit gradul de neîncredere. Pentru că oamenii, după toată această pandemie și în toată această situație de conflict, sunt speriați. Și e normal să fie. Adică nu e o situație pe care poți să o tratezi cu ușurință. Și atunci când apar astfel de știri, faptul că autoritățile întârzie în răspuns, iar când vin totuși cu un răspuns, fiind până adevăr parțial, e un lucru care nu ajută și nu contribuie la această încredere care trebuie să fie reciprocă între stat și cetățean. Și totuși sunt actori politici care profită de situații de genul tocmai pentru a-și clădi, cum să zic, pentru a se pregăti de alegeri, că până la urmă despre asta este vorba. Dar știți ce nu înțeleg eu? Noi nu avem alegeri mâine. Avem alegeri în 2024. Și pot să înțeleg că există în lupta politică, există și dimensiunea de imagine, care este normală până la un punct. Dar în momentul în care țara trece printr-un moment atât de complicat, cum nu cred că a mai trecut în ultimele decenii, cu toții trebuie să înțelegem că aceste lucruri trebuie să treacă pe un plan secundar. Și cu toții trebuie să ne asumăm până la urmă misiunea de bărbați și femei de stat. Din păcate, în România sunt foarte mulți politicieni și prea puțini oameni de stat. Da, bine spus.